doctrina predestinării în arminianism se diferențiază total de doctrina predestinării biblice când introduce condiția predestinării ca fiind credința omului. Spune că Dumnezeu a ales pe aceea, pe toți aceia care vor crede prin harul Duhului Sfânt. Nu spune Biblia lucrul ăsta, Biblia spune exact opus, auziți. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și primăreau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică, au crezut. au crezut. Cine a crezut? Cei ce erau rânduiți. Nu că Dumnezeu s-a uitat pe coridorul timpului și s-a întrebat, cine o să creadă? Ăsta, ăsta și ăsta. A, eu îi aleg fiindcă ei o să creadă. Nu. Predestinarea duce la credință. Nu credința omului duce la alegerea lui Dumnezeu.